Bună dimineața, dragii mei, și la mulți ani! La mulți ani tuturor celor care își serbează astăzi ziua de nume și nu numai. La mulți ani, Bianca! Bună dimineața! Să ne trăiești, să înflorești! Bianca e astăzi ziua ei de naștere, e și Nicoleta, dar e ziua ei de naștere și îți spune la mulți ani. Rosi, mă ajuți? Bună dimineața! La mulți ani! Zice și el la mulți ani, încă e pe la butoane, ne pregătim să dăm drumul la una dintre cele mai frumoase emisiuni și de suflet pentru mine, dragii mei. Eu aș fi pus așa o ediție specială, o ediție specială pentru că alături de mine, așa cum ați văzut în promo, în această dimineață am doi oameni minunați și doi îngeri de copii. Alături de mine în platou în această dimineață, familia Toma. Bună dimineața, Alina! Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, Bogdan! Bună dimineața, Ioana! Mă bucur să ne revedem aici, în platoul vostru minunat! E așa o bucurie pentru mine, am pielea de găină, de-abia am apucat întâlnirea aceasta și, bineînțeles, doi dintre pruncii familiei, pentru că îl avem și pe David. Lângă mine, Anastasia, bună dimineața! Bună dimineața! Și Andrei, bună dimineața, Andrei! Dragii mei, de ce îi spun ediție specială? Pentru că acești doi oameni minunați reușesc să ne poarte mereu, prin felul lor de a fi, spre o altă lume. Ei doi îi cunosc de ceva ani și marea majoritate dintre dumneavoastră cred că știu asta, pentru că eu vorbesc mereu în emisiuni despre prietenii mei. Ne poartă odată cu gândul spre un loc minunat, acolo în Ținutul Pădurenilor, prin prezența lor, prin faptele lor, prin tot ceea ce fac, dar felul lor de a fi, de a se comporta unul cu celălalt, văzându-i împreună, văzându-i cum se susțin unul pe celălalt, eu consider că sunt un exemplu pentru noi toți. Și eu îi felicit și aș vrea să ne spuneți care e secretul, de aici începem, care e secretul să fii așa unit? Mulțumim pentru aprecieri, apreciem din suflet toate aceste frumoase cuvinte ale tale. Eu cred că sunt două condimente foarte importante în această rețetă, cel puțin din partea mea, dar sunt curios să aflu și părerea Linei. Eu contez foarte mult pe înțelegere și respect, reciproc, bineînțeles. Și atunci este totul bine în familie, este armonie și frumos. Alina, eu mereu l-am întrebat pe Bogdan și cred că tu ne-ai urmărit în emisiunile pe care eu le-am avut alături de Bogdan, în alt studio. Cu siguranță. Cum e sufletul unei femei când e acasă și soțul e mai tot timpul plecat? Cum găsești puterea? E o întrebare grea. Este foarte bine pe o parte, în ideea în care sunt foarte mândră de el, mă bucur pentru el și pentru reușitele lui. În același timp, e și foarte greu pentru mine, că sunt singură mai tot timpul cu copiii, dar am noroc de copii buni, înțelegători, care mă ajută și ne descurcăm foarte bine și îl înțelegem și pe tati. Dar la fel cum l-am întrebat pe Bogdan, ăsta e secretul, înțelegerea și respectul în familia voastră? Cu siguranță, înțelegere, respect, iubire, toate împreună. Trebuie să fie câte un gram de toate într-o relație. Ne și ciondrănim, ne și drăgălim, dar așa, asta e viața. Nu se poate să fie toate roz. Eu cunosc o parte din viața voastră, știu că familiile vă susțin și nu putem să mergem mai departe, salutăm familia Toma, salutăm familia Muntean, dar mă lași să o îmbrățișez pe mama ta în mod special. Cu siguranță. Eu iubesc. Mă urmărește. Iubesc. Este acasă cu David. Pe tatea Aurelia, pentru că de fiecare dată când o întâlnim,
mă întreabă exact ce mă întreabă mama. Nu ți-e foame? Egal, unde ne întâlnim pe la tot felul de festivale sau venim la Hunedoara așa să povestim, tante Aurelia ne întreabă, nu mâncați? Primul lucru și mereu mă duce cu gândul la mama. Și de-a lungul anilor am privit poate cu un pas în lateral dezvoltarea voastră ca și familie, voi doi tineri. Dar e clar că aveți rădăcini foarte puternice. Și ne ducem acolo la... mai îmi spui o dată, știi că trebuie să mă ajuți pe mine. Unde ne ducem, în Ținutul Pădurenilor mai exact? Tata este din satul Dumbrava, comuna Peștișu Mic, iar mama din satul Runcu Mare, comuna Lelese. Și tu ești deloc din... Ambii părinți sunt de la Păinița Voinii, vecini chiar, peste gard. Ce frumos! Și voi, noi știm deja, vă vedem, v-am văzut de-a lungul anilor, duceți așa mai departe tradițiile din Ținutul Pădurenilor. Și o duceți cumva așa, cu putere, adică mie mi se pare greu într-o societate ca a noastră în ziua de astăzi să răzbați, să nu te lași, să duci cumva acele tradiții care eu le spun că ar trebui să fie comoara noastră națională sau cartea noastră de identitate a acestui popor. Și voi cumva ați luat lumea asta în piept și nu renunțați. Nu vă e greu, întreb? Nu e greu? Nu ne este greu, pentru că ne place. Amândoi iubim să îmbrăcăm portul popular, amândoi iubim natura frumoasă din Ținutul Pădurenilor și cu fiecare prilej, mai ales pe rețele de socializare, când vedem ceva legat de costumul popular, de un peisaj frumos din Ținutul Pădurenilor, distribuim pentru ca și cei cărora le suntem prieteni așa în social media să vadă frumusețile noastre. Noi chiar ne mândrim cu Ținutul Pădurenilor și de bucurie facem toate aceste lucruri. Încercăm să ținem la tradiții, ne pare, chiar spuneam de multe ori că mi-aș fi dorit poate să trăiesc în urmă cu 60-70 de ani, când lumea de la sat era cu totul altfel față de acum, erau mai în putere și mai înverșunați în păstrarea tradițiilor, dar ne mulțumim și păstrăm cu sfințenie ceea ce ne-au lăsat bunicii noștri. Carina, am descoperit-o, bineînțeles, nu eu, Rosi, și mulțumesc că mi-a arătat la un moment dat un clip. Tu erai foarte mică când ai apărut în prima filmare din Ținutul Pădurenilor. Eram mai mică decât Anastasia și decât Andrei, cred. Undeva la 4 ani jumate aveam, nu știam eu ce se întâmplă atunci. Într-o filmare de-a lui Drăgan. Da. Dumnezeu să-l odihnească. Da, păi el fiind născut în Păinița Voinii, a fost împreună cu moașa Mioara, soția lui, moșii noștri de botez, al meu și a fratelui meu, și am păstrat așa o legătură frumoasă. Scuzați-mă. Se întâmplă, suntem în direct. Cineva sună, dragii mei. Și el venea foarte des la Păinița Voinii, la o verișoară de-a lui care era vecina noastră. Și atunci s-a păstrat și mai bine relația. Și la videoclipurile lui, ce le-a filmat în 95, dacă nu mă înșel, zice, trebuie să avem pe cineva și îmbrăcat, adică un copil, na, cine? Alina. Și Alina era. Și s-au filmat așa timp de vreo săptămână, două, a venit televiziunea română în sat. Și îmi povestește mama că în fiecare dimineață nu îmi trebuia mâncare, nu trebuia nimic, acea mami, astăzi Pădăleana unde-i? Adică îmi trebuia Pădăleana, că nu s-au filmat toate într-o zi. Trebuie filmat mai multe cadre, mai multe scene și atunci trebuia să ne îmbrăcăm în fiecare zi. Astăzi unde-i Pădăleana? Eram tot cu Pădăleana după mine, adică cămășuța să mă îmbrac. Dăm din casă, noi am avut-o, eu personal am avut-o alături de mine într-o emisiune pe mama ta. Mama ta are mâini minunate, face minuni, pentru că eu știu că și costumul tău e cu sudeia, nu? Da, da. Bine, să dau eu din casă, ăsta e chiar costumul ei.
Așa. Pentru că aseară, când să-mi pregătesc costumul, mi-am dat seama că nu le am acasă. Și am sunat, zic, te rog, salvează-mă și adu-l la tău, că n-am cu ce să mă îmbrac. Dar, într-adevăr, coase încă costume populare și mie, și pentru nepoței. Coase costume populare, ne hrănește cu plăcintele alea pădurănești pe care eu le iubesc și le ador și de câte ori trecem prin Hunedoara, te-am sunat, ți-am spus, ne-am hrănit în drum spre Cinciș, Ovidiu Șerdean, când ne-a primit la casa de pe lac, ne-a primit cu plăcinte pădurănești de la mama ta. Noi ne-am hrănit bine, foarte, foarte bune. Rosi, cred că vrea să ne spună ceva, nu? Nu vrea să ne spună nimic. Deci foarte multe tradiții de acolo, de acasă, dar vreau prima dată să nu-i plictisim pe cei doi îngeri și o să-l rog pe Rosi să ne pregătească prima colindă în care apare Anastasia și Andrei și, bineînțeles, alături de cei doi părinți, doi oameni faini, dragii mei, și la suflet și la chip. Alina și Bogdan Toma. Moș Crăciun cu plete d'albe a sosit de prin nămeți și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, povestește că toți ani negreșit Moș Crăciun pribeac sosește, niciodată n-a lipsit. Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun, și am revenit, dragii mei, am oprit și sunetul, am revenit, dragii mei, aici în platou. Deci, exact cum am povestit, o întrebam pe Anastasia dacă își aduce aminte. Uite, Rosi, cred că vrea să-i pune la valieră și la Andrei, poate ne povestește și el ceva. Ți-aduce aminte când ai filmat colinda asta? Da, a fost acum 2 ani. Da. Deci nu mai știm. O cântați amândoi? Ai curaj? N-are curaj. Ce-ai vrea tu să povestești cu ceilalți copii în această dimineață după ce a venit Moș Nicolae? Astăzi este o zi specială. Ce-ai vrea să le transmiți? Păi să le spun ce mi-a adus mie Moș Nicolae. Ce ți-a adus Moș Nicolae? Mi-a adus un set de carioci cu 204 de carioci. Mi-a mai adus niște sclipiciuri și niște dulciuri. Și ce să faci cu marcărele? Pereții părinților tăi mai sunt? Am întrebat și când ai venit. Desenezi pe pereți? Nu. Tu ești cu minte? Da. Cine va desena pe pereți? David. David, normal. David e mezinul familiei. Cu ajutorul lui Dumnezeu, poate la anul? Sperăm. Să știi că el s-a trezit de la 4:30. El a vrut să vină, da. Eu v-am rugat să-l luați.
dar n-ați vrut. Andrei, tu ce ai primit de Moș Nicolae? Am primit și un set de carion, niște tujuri și... Cu ce te-ai jucat cu tatăl seara? Table, foarte frumos. Ce iubești tu cel mai mult, Andrei, în perioada asta, înainte să vină moșul? Care din obiceiuri îți plac, așa din familie? Ce îți dorești tu mereu să aștepți până la Moș Crăciun? Ce îți place ție cel mai mult din perioada asta a iernii? Îmi place... Zăpadă. Foarte frumos. Și ai parte de zăpadă, nu? Că te duci acolo, la Păienița Voinii, nu? Acolo e zăpadă mai multă ca în Hunedoara, cred. Da, în Hunedoara nu. Nici un pic. Ție ce-ți place cel mai mult în perioada asta? Îmi place să mă duc cu Colinda, cu tata. A colindat Anastasia în 2020 în studioul nostru, dar fără tati. Adevărat că Alina și Andrei nu apar în cadre și nici tati, dar haideți să vedeți și să ne aducem aminte de Anastasia când a venit să ne colinde, dragii mei. Mulțumim că ne-ai colindat acum 2 ani. Poate te hotărăști și ne colinzi până la finalul emisiunii. Mai știi? Poate prinzi curaj. Nu prinde curaj. Îți mulțumim încă o dată. Videoclipul e în studioul de la 1TV. Noi te păstrăm în suflet, te păstrăm alături de noi în fiecare an, pentru că cumva ai crescut sub ochii noștri. Tu îți mai aduci aminte de Bradu de la 1TV? Nu ți aduceam. Deci așa e, dragii mei, pentru că eu am întâlnit-o după ce m-am întors în țară și chiar nu și aducea aminte când ne-am întâlnit la studio. Nu se știe, poate că emisiunea asta o să o țin minte și la anul o să vin mai hotărât așa și cu mai cu... Da? Iubești scena? Eu te-am văzut de foarte multe ori alături de tati pe scenă, la tot felul de spectacole. O să-l urmezi pe tati? Da. Ești hotărâtă? Da. Mă bucur să aud asta așa hotărât. Parcă niciodată n-a tăcut atât de mult, Bogdan. Ai emoții? Nu, dar mi-e drag să-l pe ei vorbind. Ne salutăm frumos spus, îi salutăm pe cei care sunt alături de noi, dragii mei. Am uitat de citirea mesajelor pentru că am fost luată de emoții. Corina se uită la emisiune și îi spunem bună dimineața la Moș Nicolae. Bună dimineața, Corina. Te îmbrățișăm și mulțumim pentru tot ceea ce faci pentru noi. Domnul Enea Vasile, bună dimineața. Felicitări și mult succes, Bogdan. Mulțumim.
Bianca, tatăl tău, ne zice bună dimineața și bunica ta, tanti Maria, ne zice bună dimineața, felicitări, bună dimineața, ne spune domnul Viorel Brătean. Adriana Furcă e alături de noi, mulțumim că în fiecare dimineață, bună dimineața, o zi magică de miercuri cu multă sănătate, poftă la cafea tuturor, vă mulțumesc anticipat pentru tot ceea ce ne oferiți și pupici dulci, Doamne ajută, Doamne ajută, doamna Adriana. Cristina Cornea, felicitări și inimioare, o familie superbă, vă salutăm pe toți, felicitări pentru emisiune. Așa e, dragii mei, o familie superbă. Mulțumim. Nu întâmplător am ales această dimineață. Iona, dacă îmi permiți puțin, aș vrea să îți mulțumesc ție, lui Rosie și bineînțeles și Corinei, pentru că neprilejuiți acest fapt de a crea amintiri împreună, așa cum este și primul videoclip al Anastasiei, filmat în studioul vostru de la UNTV. Chiar mulțumim, iată, cu ajutorul vostru avem amintiri pentru viața întreagă și cred că asta este cel mai important. Mulțumim din suflet! E foarte ușor, eu primesc foarte greu partea asta cu mulțumirile, e foarte ușor să faci lucruri bune când oamenii sunt minunați și sunt frumoși la chip și la suflet. E foarte ușor să fim acolo și eu, și Corina, și Rosi, și uite tinerii frumoși care s-au alăturat nouă, Bianca, Alina, Andra, Petronela, Nicol, toți aici suntem o familie și ne e foarte ușor atunci când avem exemple de viață, așa cum sunteți voi, familiile voastre, familiile din care v-ați născut și familia pe care v-ați creat-o. Noi vă mulțumim că existați și că cumva ne ajutați ca noi să putem să facem fapte bune, știi? Pentru că eu spun așa, mântuirea vine prin oameni. Așa vreau eu să cred, nu știu de ce, nu știu de unde știu, dar știu că mântuirea vine prin oameni și știu că atunci când cuvântul și fapta în viață întregește un om și face o faptă bună, așa cum și voi faceți fapte bune și poate nu le-ați popularizat, noi știm că în fiecare an voi donați și vă ocupați și sunteți mereu alături de oamenii nevoiași și faceți fapte cu adevărat bune. Deci pentru noi e ușor și noi vă mulțumim pentru că existăm și putem să ducem mai departe și celor de acasă părticele din sufletele voastre. Pentru că noi, de fapt, rupem din voi de fiecare dată când voi ieșiți în fața noastră pe scenă. Mulțumim pentru prietenie și pentru sufletul vostru frumos. Îl salutăm și pe Bogdan Haulică. Bună dimineața, Bogdan! Mulțumim că ești alături de noi și ne urmărești. Ne vedem mai târziu, dragă Bogdan, la CJ. Acum, țin ceva în mână, cu drag, ceva la care țin foarte mult. Cei care sunt prieteni cu mine pe social media l-au văzut de foarte multe ori. Să știți că, da, eu am ascultat Colinzi și Vara. Pentru că atunci când am plecat, am luat cu mine o bucată din acești oameni frumoși. Și de câte ori am avut ocazia, l-am arătat și am încercat să-i conving pe toți românii că acasă sunt oameni care încă dăruiesc. Și vorbim de albumul Bogdan și grupul instrumental Hunedoreni. Sper să nu se supere Alina, dar am și CD-ul și să nu se strice că altul nu mai am. A doua ta familie sunt acest grup instrumental Hunedoreni. Da, așa este. Cred. Da. Le mulțumesc din suflet că îmi sunt alături și vreau să-i mulțumesc în mod special lui Ovidiu Pintilei pentru că la el la studio am realizat acest CD, la el la studio am realizat și Colinzile cu Anastasia și dar le mulțumesc tuturor colegilor din formație, lui Sorin, lui Ovidiu Urzicean, lui Cristi Mateș, repet, Ovidiu Pintilei, și Dani Strată. Da, Dănuții Strată de la Cluj. Vărul tău, da, DJ-ul. Vărul meu, Marius, îi salut cu mare drag pe toți și le mulțumesc. Și chiar așa este, sunt a doua mea familie. De multe ori am zis, cu ei îmi petrec mai multe weekenduri decât cu familia mea.
dar mă bucur că împreună putem oferi clipe frumoase celor care ne invită la evenimentele lor. Le mulțumesc pentru seriozitate și pentru profesionalism. Să vă dea Dumnezeu sănătate tuturor! Nu mai e un secret că eu respect foarte mult ceea ce oamenii aceștia fac. Îmi sunt prieteni, îmi sunt prieteni de suflet. Merg de câte ori am ocazia, parte din colegii tăi fac parte din ansamblu profesionist Drăgan Muntean. Ne întâlnim la scenă, ne întâlnim pe teren, la foarte multe spectacole. Pentru prima dată, după atâția ani, în afară de studio, pentru că în studio i-am întâlnit în cadrul emisiunilor, dar eu anul acesta, pentru prima dată, i-am văzut live la un eveniment. Ne-am întâlnit la Brad, la majoratul lui Vlad Lință. Și a fost pentru prima dată când eu i-am văzut live, dragii mei, pe Bogdan Toma și grupul instrumental Hunedorenii. Hunedorenii, cum îmi place mie să le spun. Și nu întâmplător am dus în direcția asta povestea, pentru că am scris ieri, iartă-mă, cum am putut să uit? Nu știu ce a fost în capul meu. Ieri am zis, bună, sunt eu stresul, așa cum îi stresez de obicei, pentru că vreau să stabilim un material pentru astăzi. Și nu știam ce să aleg. Și Bogdan mi-a zis, da, e de anul, nici măcar nu mi-a zis că e de anul trecut, mi-ai trimis link-ul. Și eu m-am, vai de viață, cum am putut să uit? N-am uitat, cred că au fost emoțiile. Vreau să vedem colajul și pe urmă să povestim cu Alina și cu Bogdan despre obiceiuri de acolo, de acasă, din Ținutul Pădurenilor. Două mere, două pere.
toți juca cu ele, colindăm, Doamne, colindăm. Și cheița raiului, și cheița raiului, colindăm, Doamne, colindăm. Să intre cei credincioși și să-L vadă pe Hristos, colindăm, Doamne, colindăm. Colindăm, Doamne, colindăm. Hei, fișorii dubi, nu vă mâncați mulțămita ca Mișelu Pita. Întârg și-o lo, întârg și-o mâncă. Fugoncinsă nu știu care-l mai ajunsă. Șestașă și-o liscurecile că-i nouă pui giepure. Că nu știți dincotro vine binele cu albinele și darul cu carul. Că nu vine gipă cale, gipă cărare, cum dumneavoastră vi se pare, fișor doboșă. Vine tocmai de la gazdă din cămară, care ne și înstășce cu un colac de grâu frumos, pielița lui Hristos. Nimeni și înstășce gazda și cu o iagă de vinars, să treacă pe la tăspi sunat. De gazda cășă, nimeni și înstășce și nu glumește, cu 2000 de lei, bani de argint care umblă pe pământ. Și în stați că-i Dumnezeu în poarta raiului, poalele șerului, unde-ți fi și-ți locui, voi aveți de-i mulțumi, fișorii dubii! Și să jucăm găzdărița, să se coacă cânepa! Am revenit, dragii mei, în studio, aici la Dale Dimineții. Eu vreau să insist pe o idee. Acolo, în Ținutul Pădurenilor, tot ce dumneavoastră ați văzut în acest colaj se respectă. Greșesc? Parțial. Parțial. Mi-aș dori ca în fiecare sa să se mai meargă încă la colindat. Din păcate, din cauza faptului că nu mai sunt foarte mulți tineri și nici atâția oameni, nu se mai merge la colindat în fiecare sat, dar cred că unul dintre rolurile noastre, misiunile noastre, este acela de a aduce în fața publicului cum a fost și cum încă în unele sate se mai păstrează. Se strâng câteva cete de colindători, că în satul Feregi se mai strâng la noi acasă, în satele Ciulpăs și Dumbrava. Apropo, vreau să-i salut pe grupul de colindători din satele Ciulpăs, Dumbrava, cu care urmează să mergem împreună la câteva colinde frumoase, spectacole de colinde, și mă bucur că alături de ei punem în scenă ceea ce ei au păstrat cu atâta sfințenie, pentru că este meritul lor. Eu unul recunosc că nu am apucat să merg cu colinda cu ei, pentru că eram mai micuți și după aceea nu au mai fost o perioadă, dar mă bucur că acum punem în scenă colindele învățate de la ei. Frumoase colinde. Alina, nu merge mai departe prea mult. Eu vreau să te întreb care e cel mai frumos obicei de acolo din Ținutul Pădurenilor pe care tu îl aștepți în fiecare an, cu drag, bineînțeles. Nu neapărat din perioada sărbătorilor de iarnă. Ce obicei îți place ție cel mai mult de acolo, de la tine, de acasă?
În general, sărbătorile sunt sărbătorile în care ne întâlnim, familia. Sunt obiceiurile care îmi plac cel mai mult, sărbătorile de Paște și sărbătorile de Crăciun. Din păcate, mai rar mergem acasă la bunica, dar de sărbători ne găsim tot timpul câteva clipe ca să ajungem până acolo. Nu pot să spun că e ceva ce nu-mi place în mod deosebit, toate îmi plac și mă simt foarte atrasă de locurile natale. Da. Dacă îmi dai voie, Ioana, aș vrea să mai menționez eu un obicei care încă se păstrează în satul mamei mele, satul Runcu Mare, și cred că este printre puținele dăți când reușim să ajungem acasă de unde este mama. Acolo copiii merg în pizare, așa le spune, în Runcu Mare, se mai păstrează, cred că în Socet și cred că și în alte sate, dar de cele două știu sigur. Ce se întâmplă aici la pizare? Toți copiii din sat se strâng la biserică, părintele face o slujbă, toți oamenii din sat, toate gospodinele, vin pregătite cu cadouri pentru copii, cu dulciuri, cu colăcei, cu nuci. Și după ce săvârșește părintele slujba, oamenii din sat se așează pe două rânduri, iar copiii, deci imagine, unii cu niște străzi mai mari ca ei, puse așa după gât, așa merg săracii, că nu mai pot, că fiecare le bagă, ba dulciuri, ba colăcei, și se îngreunează. Dar să-i vedeți pe toți așa încolonați, cu străițile la gât, sunt atât de minunat. Și bineînțeles, după ce primesc toate aceste cadouri, ei colindă toți cu glăsciorul lor de copii. Este un obicei minunat și mă bucur din suflet că și copiii mei vor avea ce să povestească cu copiilor lor acest obicei frumos. Copiii voștri vor avea mai multe de povestit, dragii mei, pentru că sunt crescuți într-un alt fel, sunt crescuți în tradiție, în credință, și asta se vede, și cei care vă cunosc știu asta. Și sunt mulți cei care vă cunosc, pentru că Bianca Leucean ne scrie, o familie minunată, doamna Daniela, Enea, bună dimineața, o familie frumoasă. Elena Matiaș, te salutăm, Elena, mulțumim. Sunteți o familie minunată, sărbători binecuvântate, vă îmbrățișez cu drag. Vlaiconi Mariana, bună dimineața, felicitări, succes, sărbători luminate. Și în această dimineață, dacă aș sta să citesc toate mesajele, nu cred că mai avea ce să povestim. Deci asta vreau să vedeți, că se vede că trăiți și vă creșteți pruncii în credință și cu respect pentru tradiție. Ce să zic, dragii mei, ce ați mai vrea să-i întrebăm? Eu i-aș mai întreba așa, ce am uitat, am trecut peste. Salutăm pe băieții de la Hunedorenii, salutăm pe nașii voștri, da, căsuța cu zorele. Da. Mereu prompți, pentru că voi mereu când mergeți în zonă și vreți să transmiteți ceva, totul se întâmplă acolo la căsuța cu zorele, greșesc? Nu, ei nu, sunt mereu primitori și ei purtători de tradiție și de a duce mai departe tot ce e frumos în Ținutul Pădurenilor, și îi salutăm pe această cale și așteptăm, nu se știe când când vă hotărâți să veniți cu toții la noi la Dale Dimineții, noi vă așteptăm cu drag. Salutăm pe ceilalți care au făcut parte, am recunoscut diferite fețe dintre prietenii voștri acolo în videoclipul în colaj. Ce să zicem, e clar că aveți oameni faini lângă voi și oameni care vă dau putere cumva să mergeți mai departe, chiar și atunci când simți că ai obosit? Tu simți vreodată că ai obosit? Da, mai simt, recunosc că mai simt, dar când ajung acasă la ei, mă încarc cu toată energia lor pozitivă și cu frumusețea lor și următoarea zi sunt pregătit să o iau de la capăt. Oriunde și oricât. Alina, te obosești vreodată? Obosesc mai des decât Bogdan. Obosesc. E și ceva normal să obosim, dar nu. Nu pot să spun că mi-e greu.
merg mai departe. Nu trecem mai departe. Îmi încarc energia și... Nu trecem foarte departe. Povesteam înainte de emisiune, noi îți urmărim pagina de Facebook. Ai o afacere deosebită. Îmi place mesajul tău cu creiem amintiri, cu zâmbetele, zici tu cumva. Primim zâmbete, oferim amintiri. Ați văzut? Tu faci așa cu mânuțele din... Noi am încercat, eu și Corina, de 1 iunie anul acesta, Bogdan ne-a compătimit, să umflăm vreo 5.000 de balane, poate puțin peste. Ne uităm la tine, ce lucruri frumoase faci pentru cei care te cheamă la diferite Mulțumesc. Evenimente din viața lor, evenimente, așa cum spunea Bogdan, pe care le vom păstra pentru totdeauna. Majorat, botez, nuntă. Tu le oferi acestor oameni din dărnicia mâinilor tale. De unde, cum ți-a venit ideea să faci asta? A fost un talent descoperit așa în urmă cu câțiva ani. Îmi place foarte mult și nu vreau să rămân la stadiul în care sunt, vreau să evoluez în acest domeniu. Adică vrei să le complici? Noi ne tot uităm cum, Doamne iartă-mă, le îmbin. Eu ți-am povestit, urmăream un filmuleț în care ea umfla și umfla și umfla. Tot așa vreo 2000. Așa. Și am văzut la Vlad, acolo am văzut pe viu ce ai, cum i-ai creat la Vlad acele aranjamente din balane. Dar bun, ok. Ești mamă. David are... Astăzi un an și șapte luni. Un an și șapte luni. Socoteam că tu ai născut când eu eram plecată și făceam azi dimineață o socoteală. Ai fi o mamă, ai doi prunci relativ mărișori, cu foarte mare, mari personalități, și Anastasia și Andrei au personalitate. L-am cunoscut pe David în această vară și e șeful familiei. Cum găsești tu puterea și dorința în tine să mai faci ceva pe lângă meseria de a fi mamă? Tot așa, ei îmi dau putere și crede-mă, Iona, că îi zic și la Bogdan, de atâtea timp să stai în casă, nu neapărat în casă, dar da. Jobul ăsta de mămică, când am câte un eveniment, așa mă detașez și nu-mi doresc să plec de lângă ei, dar îmi doresc să ies ca să fac și altceva. Și atunci acolo mă încarc cu energie, vin acasă la ei și ei mi-o consum așa, pic cu pic. Cei care îi cunosc și le urmăresc paginile de Facebook și social media îi văd foarte multe lucruri interesante. Eu mi-aduc aminte când Anastasia era mică și tu ai pus un filmuleț cum Anastasia citește rugăciunea înainte de greșesc, înainte de somnic. Mai ții minte? E un lucru, să spunem, deosebit. Să-ți crești copiii în 2023, în ce an te-ai născut? 2016. 2016. Odată cu televiziunea Lucorii, am putea să vă spunem la mulți ani. Noi ne-am născut la 1 decembrie în 2016. Tu în ce dată te-ai născut? În 20 aprilie. În 20 aprilie. Și tu, Andrei, în ce... Adică e ziua ta azi, mâine? Deci tu ești născut înainte de Moș Crăciun? Și ești un copil fericit că primești daruri de două ori? Da. Da. Ce ți-ai dorit tu? Nu se poate să nu întrebăm asta. Deși nu știu dacă e chiar corect pentru părinți. Ce ți-ai dorit tu să... Da? Ce ți-ai dorit tu să-ți aducă Moș Crăciun? O pereche de role. O pereche de role. Atât? Mai mult un pic.
Hai să vedem, poate, poate, ne aude Moș Crăciun. Și ai uitat ce-ți dorești nu chiar mai vrea, cu adevărat. Nu mai vrea. Nu mai vrea. Nu. Oh. Am discutat aseară. Da. Am înțeles. Fă un update. I-ai scris scrisoare la moșu sau ai povestit cu tati și cu mami? Am povestit cu mami și cu tati. Am înțeles. Și dacă nu primim toate cadourile astea de la Moș Crăciun, e supărare mare? Pot fi... Nu chiar. Nu chiar așa. Nu. Și ajungem aici, prințesa. Tu ce-ți dorești să-ți aducă Moș Crăciun? Eu vreau un iPad. Da, Moș Crăciun, atât? Da. Suficient. Dragii mei, eu zic să mergeți până la Ponia, să stați de vorbă cu Moș Crăciun. Pe David nu vă întreb, David nu cred că știe să ne spună... Din fericire, anul ăsta am scăpat. Nu știe să spună anul ăsta, dar la anul ce facem? Vedea. Ne supunem. Dorințele. Da. Nu trecem mai departe de tradiții. Tradițiile la noi aici sunt respectate cu sfințenie la... nu știu dacă ne permitem să discutăm cu moșul, să vedem cum stăm cu cadourile, dar, dragii mei, eu sper să vi se împlinească visele, să dea Dumnezeu ca părinții voștri să poată vorbi cu moșul și să ajungă scrisorile tip util, să nu se piardă prin zăpadă. Știți că în Aponia e zăpadă, nu? Da. Da, sperăm. Tot despre tradiții vreau să povestim, dragii mei. Îmi servesc invitații cu produse de la Brutăria Mercurian. Am zis bine, Rosi? Brutăria Mercurian e alături de noi în fiecare dimineață și ne ajută să păstrăm tradițiile, ne ajută să fim darnici cu invitații noștri. În această dimineață, chec și cornulețe. Mulțumim, Flavia, mulțumim, Neluțu, îi salutăm pe toți cei de la Brutăria Mercurian și ne mulțumim că sunt alături de noi. E foarte ușor să-i găsiți dacă rămâneți alături de noi. Pe ecran găsiți numerele de telefon și locațiile unde puteți găsi produsele de la Brutăria Mercurian în tot județul, dragii mei, și nu doar în județul Hunedoara, și în județul Alba, văd acolo. Mulțumim încă o dată pentru că sunteți alături de noi. Vă cunoașteți foarte bine, da, familia Mercurian. Da, îi salutăm și noi cu această ocazie și le transmitem sărbători cu pace, bucurie și liniște sufletească. Bogdan, nu mai avem foarte mult timp. Ai văzut că Rosi ne-a arătat deja 10 minute, ne apropiem de final. Planuri de viitor? Planuri de viitor nu avem foarte mari, decât să ne bucurăm unii de alții, așa pe plan familial, și pe plan artistic ne propunem pentru perioada imediat următoare să colindăm la cât mai mulți oameni. Să le dăruim această bucurie a noastră de a colinda și de a împărtăși cu ei vestea nașterii lui Iisus Hristos. Alina, tu ce planuri de viitor ai? Că Bogdan e foarte așa în dimineața asta. Abia am scos câte o vorbă de la el. Așa e el în prezența mea. Da, mă eclipsează. Și știu că are mai multe să spune. Te-am lăsat pe tine astăzi. Ce planuri de viitor ai? Cum aștepți anul viitor? Care sunt gândurile care la momentul ăsta, înainte de final de an, te gândești la anul, vreau să fac mai mult? Ok, ce îți dorești să faci mai mult? Îmi doresc să întâlnesc oameni buni și anul viitor, la fel ca și anul acesta și în toți anii până acum, oameni care să mă ajute, să ne ajute, să ne dezvoltăm cât mai armonios și frumos pe toate planurile.
Și rămâi fără cuvinte, pentru că asta fac oamenii buni, își doresc să întâlnească alți oameni buni. Și e un gând minunat, să știi, și presupun că nu ai timp să te uiți la emisiunile mele, pentru că la ora aia ești în pregătire să-ți duci pruncii la școală, la grădiniță sau așa, să începi o activitate nouă, o zi încărcată, să fii mamă, credeți-mă, e o zi încărcată care îți ia tot timpul, dar eu cu gândul acesta m-am întors. Poate reușesc să conving măcar un om, măcar un om, să fie mai bun și să reușim să dăruim, să-i conving pe cei pe care îi întâlnesc să dăruiască din bunătatea lor și celorlalți. Pentru că eu vreau să cred, așa cum noi tot povestim de-a lungul anilor, că fiecare om are o parte frumoasă. Așa este. Și poate că fiind noi mai buni, poate reușim să deschidem suflete care, din diferite motive, la un moment dat s-au închis. Așa este, să știi. Și eu cred de multe ori că nu trebuie să convingem neapărat oamenii prin vorbe, ci prin felul nostru de a fi. Dacă noi arătăm o anumită traiectorie, o anumită cale, poate din marea de oameni, unul ne urmează sau ne urmează gândul cel bun. Și cred că atunci suntem câștigați. Emisiunea se apropie, dragii mei, de final. Li somnic la copil, e prea dimineață pentru ei, zice Viorelo. Dan Drăghiciu. Am uitat. Bună dimineața, Dan! Bună dimineața! Cum am putut să uităm? Bună dimineața, Dană, și mulțumim că ești alături de noi și mulțumim pentru că ești alături de Bogdan și de Hunedoreni mai e, nu? Voi sunteți acolo o familie, nu? Și Dan Drăghiciu face parte din familia Hunedoreni. De câteva luni nu mai este parte din familia noastră, dar este în continuare prietenul nostru. Da. Noi îl știm pe Dan, n-am știut, îl salutăm și mulțumim că e alături de noi. Liliana Cioban ne spune, o familie minunată, un hunedorean foarte drag sufletului meu, felicitări. Dan ne zice și bună dimineața. Deci e în direct, Dane. Dragii mei, înainte de a ne lua la revedere și eu am să-l rog pe Rosie să ne pregătească acea colindă care mie îmi e foarte dragă și pe care o ascult, bine, eu ascult CD-ul, m-am dus jos că l-am uitat în mașină, eu îl ascult, dragii mei, dar înainte de a ne lua la revedere, vreau să-i las pe cei doi invitați ai mei și pe Anastasia și pe Andrei, fiecare să spună ceva pentru cineva, pentru sărbători, un mesaj. Cui vrei tu să-i transmiți ceva? Doamne învățătoare, bunica, nu știu, cuiva. La bunica. La bunica. Și ce vrei să-i spui la bunica? Că iubesc. Andrei, tu cui vrei să transmiți ceva? Avem un moment de tăcere. Ne gândim. Cui, mami? Unui prieten. Care e cel mai bun prieten al tău? Damian. Alina, cui vrei să-i transmiți un gând astăzi? Doresc să transmit post binecuvântat și liniștit în continuare tuturor celor care ne urmăresc, familiilor noastre, prietenilor, nașilor, tuturor apropiaților, cunoscuților. Sărbători binecuvântate. Doamne ajută, mulțumim. Și înainte să colindăm, să colinzi tu și grupul instrumental Hunedorenii noștri, un gând pentru cei care sunt mereu alături de tine, cu gândul, cu sufletul, la scenă, în spectacole, la televizor. Eu doresc să spun în primul rând la mulți ani Biancăi, să fie sănătoasă, la mulți ani tuturor celor ce poartă numele Sfântului Nicolae, Sfântul Nicolae să vă ocrotească și să vă călăuzească fiecare pas în viață.
Iar tuturor celor ce ne urmăresc astăzi aici în direct și la toate spectacolele noastre, vă mulțumim pentru toate aprecierile, pentru grija pe care ne-o purtați, pentru faptul că ne sunteți alături și vă dorim din suflet să aveți parte de sărbători fericite alături de toți cei dragi vouă. Îi pupăm cu mare drag pe toți ai noștri și le mulțumim pentru grija lor și pentru tot ce fac pentru noi. Până mâine dimineață, dragii mei, când ne vom revedea aici la Dale Dimineții, pentru că noi rămânem aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV și mâine dimineață vom fi tot în direct. Alături de noi va veni Dan Stoian, un om care are ceva de spus în județul Hunedoara. Ce are de spus vom vedea mâine dimineață, dragii mei, aici în direct la Hunedoara 1 TV. Până mâine dimineață, eu vreau doar să vă spun că vă iubesc, așa, cum pot eu, simplu. Și am acea vorbă, astăzi o putem spune de Sfântul Nicolae. Primiți colinda! La tătă ca să ai lumină, ziure de ziua, lată omul-i masa plină, zâurele de ziua. Cine șa de-n astă casă, ziurele de ziua. La ferești cu flori domne, la obloace busuioace, ziurele de ziua. Și la anul am venit, numai sănătoși de om fi, ziua.